Cu evlavia cuvenită continuăm să studiem împreună din Cartea Sfântă. Astăzi o altă lecție din tematica întrebări pentru Domnul Dumnezeu. Așa cum spuneam data trecută, nu-L chestionăm pe Dumnezeu, ci ne apropiem cu rugăminte ca să ne răspundă la acele întrebări la care avem nevoie de un răspuns. Astăzi, lecția a doua, întrebările celor ce nu înțeleg. Evenimentele, fenomenele din jurul nostru sunt adesea greu de înțeles, de explicat și ridică în mintea noastră întrebări. Noi putem să dăm repede răspunsuri, dar dacă ele nu sunt corect elaborate, greșim. De aceea avem nevoie de lumină de sus, ca Dumnezeu să ne explice ceea ce noi nu pricepem, nu înțelegem. Asta pentru a nu gândi greșit și apoi pentru a nu acționa greșit în viață. Sunt multe întrebări de genul acesta. De exemplu, de ce a trebuit să se întâmple aceasta? Evident, cu referire la ceva neplăcut. De ce nu a intervenit Dumnezeu atunci când am sperat poate că va face ceva? De ce nu-mi răspunde Dumnezeu? De ce nu mi-a dat Dumnezeu ce am cerut? De ce eu? De ce nu altul? Și lista ar putea să continue. Unde am putea să-L găsim pe Dumnezeu ca să ne putem adresa Lui, ca să putem discuta cu El, în mod deosebit în probleme în care oamenii nu pot să ne ajute, nu pot să explice, doar Dumnezeu cu siguranță știe răspunsul. Iată ce gândea Iov aflat într-o situație neînțeleasă. Citim din cartea sa, capitolul 23. Avea o dorință profundă să discute cu Dumnezeu, să-L întrebe. 23, citim de la versetul 1. Și Iov a luat cuvântul și a zis: și acum plângerea mea este tot o răzvrătire, dar suferința îmi înnădușă suspinele. Oh, dacă aș ști unde să-L găsesc, dacă aș putea să ajung până la scaunul Lui de domnie, mi-aș apăra pricina înaintea Lui, mi-aș umple gura cu dovezi, aș ști ce poate să răspundă, aș vedea ce are să-mi spună și ar întrebuielțea toată puterea ca să lupte împotriva mea. Nu, ci m-ar asculta negreșit. Doar un om fără prihan ar vorbi cu El și aș fi iertat pentru totdeauna de judecătorul meu. Dar dacă mă duc la răsărit, nu este acolo. Dacă mă duc la apus, nu-L găsesc. Dacă are treaba la miez de noapte, nu-L pot vedea. Dacă se ascunde la miez de zi, nu-L pot descoperi. Ar fi vrut să vorbească cu Dumnezeu, dar se punea problema, întrebarea, unde să-L găsească? Iată de ce doar în rugăciune putem să-I punem aceste întrebări lui Dumnezeu și să așteptăm dacă găsește de cuvință să ne dea răspuns. Tot în cartea Iov citim în capitolul 31, versetul 35, sunt de asemenea cuvintele lui Iov: oh, de a-și găsi pe cineva să mă asculte, iată apărarea mea, iscălită de mine, să-mi răspundă cel atotputernic. Cine-mi va da plângerea iscălită de potrivnicul meu? Își dorea mult să-i răspundă Dumnezeu. I-a răspuns până la urmă. Tocmai la lucrurile ce țereau înțelegere. Dar asta nu înseamnă că El a ajuns imediat să priceapă. Dar Dumnezeu, în bunătatea Lui, i-a răspuns. Interesul nostru obiectiv vizează cauzele noastre personale, fără să cercetăm problemele ce nu ne privesc. Avem noi ale noastre. Vom avea o lecție în viitor, întrebări pentru alții, dar acelea trebuie studiate cu atenție, cu respectarea unor principii. Noi să ne interesăm de ceea ce ne privește, cum spune și Apostolul Pavel la Galateni, capitolul 6. Citesc de la versetul 4. Fiecare să-și cerceteze fapta lui și atunci va avea cu ce să se laude, numai în ce îl privește pe el, nu cu privire la alții. E foarte important să ne interesăm de treaba noastră. Căci fiecare își va purta sarcina lui însuși.
Așadar, cu sfială să ne apropiem de Dumnezeu și să fim atenți să nu greșim. Îmi spunea în vara aceasta un frate slujitor din Moldova că după ce la ei în oraș au murit câțiva tineri și mame de la copii, în timp ce altele bolnave s-au vindecat, a zis: Doamne, de ce? Ce vor spune cei de afară? Pentru una m-am rugat și s-a vindecat, pentru alta m-am rugat și a murit. Și oarecum a mers cu întrebările lui cam departe. Și ajungând la rugăciune undeva, Domnul i-a vorbit și i-a spus: dacă mai pui întrebări, încercând să mă iei la rost, uitând că sunt stăpân, te voi trece în rândul celor despre care întrebi. Aici, în curtea bisericii, mi-a povestit și a zis: frate, când am auzit cuvântul ăsta, mi-a fost frică și nu mă mai interesează să mă apuc să întreb de ce a făcut Dumnezeu așa, cu cutare sau cu cutare. Să întrebăm cu privire la noi, ce nu înțelegem noi, ceea ce ține de area noastră de lucrare și de responsabilitate. Să privim într-o primă parte a lecției la câteva întrebări grele. Sintagma asta se găsește de două ori în Scriptură, cel puțin. Împărăteasa din Seba a venit să-l întrebe pe Solomon asupra unor chestiuni majore și apare acolo specificat întrebări grele, adică pe care nici împărații nu le pot rezolva și la care cu toți consilierii lor, cu toată înțelepciunea sau cu toată vrăjitoria lor, nu puteau să-i ajute. Aceeași expresie, întrebări grele, apare în profetul Daniel, când din nou împăratul și cu toți ghicitorii lui, cu toți haldeii, nu puteau să dea de capăt problemelor. Sunt mai grele decât le pot purta oamenii. Ce a rezolvat Solomon, a rezolvat tot prin înțelepciunea lui Dumnezeu, dar sunt unele mai grele decât atât, care necesită în mod neapărat o intervenție divină, așa cum a fost cea din Daniel 5, unde apare expresia aceasta. În primul rând, apar întrebări privind providența divină și limitele permise de el spiritelor, în mod deosebit demonilor și oamenilor. Haideți să citim în cartea profetului Ieremia, capitolul 12, unde profetul vine cu o astfel de întrebare înaintea lui Dumnezeu. Tu ești prea drept, Doamne, ca să mă cert cu tine, adică să ferea de o asemenea ispită. Vreau totuși să te întreb asupra îndurilor tale și iată întrebarea care îi frământa mintea. Pentru ce propășește calea celor răi și toți mișeii trăiesc în pace? Adică de ce permite Dumnezeu nedreptate pe pământ? De ce la unii le merge bine și la alții le merge rău? Și aceste stări sunt adesea invers proporționale cu starea lor spirituală, adică la cei buni le merge rău, la cei răi le merge bine. Asta nu înțelegea Ieremia, repet întrebarea, pentru ce propășește calea celor răi și toți mișeii trăiesc în pace? Și intră el apoi în amănunte. Întrebarea aceasta, pentru ce, e întrebarea celor ce nu înțeleg. Pentru ce? E ca și când te oprește poliția, spune că ți-a permis-o și te oprești. Pentru ce? Când știi, nu mai pui întrebarea asta. Începi să negociezi altfel. Iată ce scria și Habacuc, contemporan cu Ieremia, și să nu uităm că în vremea aceea poporul lui Dumnezeu a fost dus în robie și totul a fost distrus. Habacuc, capitolul 1, citim versetele 3 și 4. Pentru ce mă las să văd nelegiuirea și te uiți la nedreptate? Se ruga el Domnului. Asuprirea și sălnicia se fac sub ochii mei, se nasc certuri și se stârnește gâlceavă. De aceea legea este fără putere și dreptatea nu se vede, căci cel rău
biruiește pe cel neprihănit, de aceea se fac judecăți nedrepte. Și toate porneau de la întrebarea, pentru ce? Nouă ni se pare că nu este normal? O întrebare din aceeași categorie întâlnim și în Psalmul 35, formulată de David, și știți că și el a trecut prin situații asemănătoare. A fost drept să fie urmărit de Saul atâta vreme? Cu ce a păcătuit? A făcut doar bine. 35, versetul 17. Doamne, până când te vei uita la ei? Scapă-mi sufletul din cursele lor, scapă-mi viața din ghearele acestor pui de lei. Până când, Doamne, uite, îi tot îngădui, îi lași. Și l-a îngăduit Dumnezeu pe Saul, cum știți, multă vreme. Se pare că întrebarea aceasta persistă și după moarte. Dacă ținem cont de ceea ce scrie în Apocalipsa, capitolul 6, când cei de sub altar strigau, până când? Stăpâne, zăbovești să răzbuni aceste nedreptăți. Adică această întrebare va rezista, am putea spune, până la judecata de apoi. De-abia atunci nu va mai întreba nimeni pentru ce și până când. Că lucrurile se vor îndrepta toate, așa cum scrie în cartea Apocalipsa la capitolul 15, versetul 3, se va pune pe note, aș spune, răspunsul. Mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule Atotputernice, drepte și adevărate sunt căile tale, Împărate al neamurilor. Da, dar până vom cânta noi asta pe deplin, s-ar putea să mai ridicăm întrebări. Pentru ce? O altă întrebare care începe tot cu pentru ce, e de ce nu se îndură Dumnezeu de cei din poporul Lui? Că la urmă urmei am suportat să fie bun și cu cei de afară. Nu-i treaba noastră. Dar în mod deosebit frământă întrebarea, pentru ce nu se îndură Dumnezeu de cei din poporul Lui? Ne întoarcem din nou la cartea lui Ieremia, capitolul 14, versetele 8 și 19. Tu care ești nădejdea lui Israel, mântuitorul lui la vreme de nevoie, pentru ce să fii ca un străin în țară, ca un călător care intră doar să petreacă noaptea nea? Adică, Doamne, ești doar în tranzit la noi, nu stai să ne ajuți. Și versetul 19, ai lepădat tu de tot pe Iuda și a urât sufletul tău atât de mult Sionul. Pentru ce ne lovești așa că nu mai este nicio vindecare pentru noi? Trăjeam nădejde de pace și nu vine nimic bun. Așteptam o vreme de vindecare și nu-i decât groază. Iată și cuvântul lui David din nou, pentru că oamenii în perioada grele, citim Psalmul 13, au ridicat aceste întrebări. Psalmul 13, de la versetul 1. Până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Până când îți vei ascunde fața de mine? Până când voi avea sufletul plin de griji și inima plină de necazuri în fiecare zi? Până când se va ridica vrăjmașul meu împotriva aia? Privește, răspunde-mi, Doamne, Dumnezeul meu. Nici măcar răspuns n-avea la un moment dat. Dă lumină ochilor mei ca să n-adorm somnul morții. Citim și din Iov. Observați, întrebările acestea apar, repet, în perioade grele. Iov, capitolul 7, citim de la versetul 19. Când vei înceta odată să mă privești? Când îmi vei da răcaz să-mi înghiți cuipatul? Dacă am păcătuit, ce pot să-ți fac, păzitorul oamenilor? Pentru ce mai pus țintă săgeților tale? Te-am ajuns o povară chiar pentru mine însumi. Pentru ce nu-mi ierți păcatul și pentru ce nu-mi uiți fără de legea? Că-și voi adormi în țărână și când mă vei căuta, nu voi mai fi. Și aceste întrebări au rămas, dar Dumnezeu a răspuns la fiecare la vremea potrivită. Mai sesizăm un aspect legat de absența unor mesaje sfinte pentru informare și călăuzire, atunci când Dumnezeu tace. Ce-i de făcut? Noi avem întrebări grele și Dumnezeu tace.
În Scripturi, Dumnezeu a lăsat în Vechiul Testament două modalități ca oamenii să întrebe pe Dumnezeu în situații limită. Prima este sorțul. Știți, în cazul înfrângerii lui Iosua de către cei din cetatea Ai, el a zis: Doamne, pentru cine ai trecut Iordanul? Mai bine rămâneam dincolo, ne așezam toți în câmpia Moabului. Și a tras la sorți. Și sorțul a indicat vinovatul. Cealaltă modalitate era prin întrebarea judecății lui Urim și Tumim. Exact, nu se știe ce procedură era, dar întâlnim prin exemplele datele Sfânta în Scriptură un răspuns de da sau nu, care putea fi apoi continuat sub o formă algoritmică cu subîntrebări și explicațiile aferente. Iată ce spune Scriptura în Exod, capitolul 28, versetul 30. Această modalitate de a întreba pe Dumnezeu era la îndemâna preotului să pui în peptarul judecății Urim și Tumim ca să fie pe inima lui Aron atunci când se va înfățișa înaintea Domnului. Și un exemplu l-avem în cartea Numeri, capitolul 27, versetul 21, când, probabil pentru a elimina suspiciunile, dat fiind alegerea lui Iosua ca succesor al lui Moise, s-a procedat la a fi un răspuns de sus, așa cum uneori sorțul pune cap în înțelegerilor. Numeri 27 cu 21. Să se înfățișeze înaintea preotului Eleazar, care să întrebe pentru el judecata lui Urim înaintea Domnului. Și cu siguranță că a primit un răspuns da. Amintiți-vă că în vremea lui Saul Dumnezeu nu i-a mai răspuns. Deci există întrebări grele la care Dumnezeu trimite răspuns la vreme potrivită, dar există întrebări grele și asta e situația cea mai tragică în care Dumnezeu nu mai răspunde. Cu sorțul am putea noi forța situația, dar cred că atunci când tragem la sorț trebuie să lăsăm un bilet alb, un da sau nu și un bilet alb, dacă Dumnezeu nu vrea să ne răspundă sub forma aceasta. Nu este corect să forțăm mâna Lui, yes or no, nu e așa. Dumnezeu are drept să răspundă, încă să nu răspundă, sau să nu răspundă deloc. De aceea și prin Urim și Tumim exista posibilitatea ca Dumnezeu să nu răspundă. Ceea ce în situații critice duce oamenii în totală deznădejde. Amintiți-vă că Saul, când Dumnezeu nu i-a răspuns nici prin vise, nici prin profeți, nici prin această formă de ultimă instanță, a fost în stare să apeleze la Satana, să întrebe, numai să-i spună cineva ceva. Pentru că atunci când avem întrebări grele și nimeni nu ne răspunde, noi rămânem debusolați. Iată de ce în Psalmul 74 este scris, în versetul 9, semnele noastre nu le mai vedem, nu mai este niciun proroc și nu mai este nimeni printre noi care să știe până când. Oameni rămași în totală dezorientare. Vreau să observăm acum ce explicații putem primi de la Domnul la aceste întrebări grele. În primul rând, atenție la riscul de a-L mustra pe Dumnezeu până răspunde sau chiar și când răspunde. Ne întoarcem la cartea Iov, capitolul 33, versetul 13, cuvinte rostite de Elihu. El a spus următoarele. Vrei să te ceri cu El, adică să te ceri cu Dumnezeu, pentru că nu dă socoteală fiecăruia de faptele Lui? Iov aproape a căzut în ispita aceasta. Nu putem să ne certăm cu Dumnezeu. Repet, putem doar să Îl întrebăm în rugăciunile noastre. Pentru că scrie aici în Iov, capitolul 40, când Dumnezeu s-a prezentat, ascultați cum l-a abordat pe Iov, Dumnezeu a vorbit lui Iov și a zis: ești încredințat acum tu care vorbești împotriva celui atotputernic? Tu care mustri pe Dumnezeu, mai ai vreun răspuns de dat? Iov a răspuns Domnului și a zis: iată că eu sunt prea mic ca să-ți răspund, îmi pun mâna la gură. Am vorbit odată și nu voi mai răspunde, de două ori și nu voi mai adăuga nimic.
Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii și i-a zis: încinge-ți mijlocul ca un viteaz și eu să te întreb, iar tu să mă înveți. Cu alte cuvinte, Iov, dacă tu nu ai încredere că eu pot să răspund, atunci întreb eu și răspunzi tu, dacă te crezi mai competent. Ceea ce Iov, evident că i-a fost teamă să mai continue în această formă de a se exprima înaintea lui Dumnezeu. Ca să nu existe riscul să-L mustrăm pe Dumnezeu, trebuie să continuăm să ne încredem în caracterul Lui plin de dragoste și în înțelepciunea Lui desăvârșită. Să spunem: Doamne, chiar că nu înțeleg, dar pornesc de la premiza neschimbătoare a dragostei Tale statornice și a înțelepciunii Tale desăvârșite. Doamne, acestea le știu. Cum se explică problema mea? Ce soluție are? Nu știu. Dar știu că dragostea Ta este fermă față de mine și înțelepciunea Ta este desăvârșită. Așa cum scrie în Evrei, capitolul 13, versetul 5. Acest verset este bine să fie citit, memorat atunci când întrebările ne dau bătăi de cap. Evrei 13 cu 5, partea a doua. Căci El însuși a zis: nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Doamne, îți mulțumim că nu ne abandonezi. Chiar dacă nu ne răspunzi sau nu te grăbești să ne răspunzi, dar ne încredem în ajutorul Tău. Se spune că un om a tot pus asemenea întrebări, mai mult pentru alții decât pentru el, și a zis: Doamne, eu înțeleg că pe pământ ai îngeri care fac fel și fel de operații cu împărații și cu bogații și cu oamenii de rând și în natură și animale sunt sub controlul Tău, dar nu mi-arăți și mie cum lucrează un înger? Și se spune că i s-a arătat un înger care l-a luat cu el, au plecat împreună, îngerul să-și facă lucrarea și omul să vadă. Dar îngerul i-a spus: există un consemn, nu-ți explic ceea ce fac, trebuie să pricepi. Sau dacă ți explic, ne și despărțim. Și au plecat, au ajuns la casa unui om sărac care i-a primit cu inimă bună, au găzduit, i-a servit cu ce a avut și la plecare îngerul, deghizat în om, face o rugăciune, face un semn, o lucrare și moare vaca săracului. Și omul zice: ție asta treabă faceți voi, îngerii buni? Face să moară vacile la săraci? Ei, ți-am spus că nu-ți dau explicații. Merge mai departe. Trec pe lângă conacul unui boiar care tocmai își adunase țăranii să repare acolo o parte a zidului de la clădirea lui. Îngerul se oprește, mișcă puțin, o mișcare de pământ. Și pe când se uite, ei zice: da, de fapt, zidul nu mai este în pericol. Și țăranul nostru iarăși zice: da, asta nu-i drept. Dar de ce ne-a lăsat pe bogat că avea de unde să plătească? Aveau și bieții oameni ceva de lucru. Asta iară nu-mi place. Dar îngerul spune: nu pot să-ți dau explicații. Ei, călătoria mai continuă cu două popasuri. Nu vă rețin că poate știți întâmplarea. Dar se spune că încă după două popasuri omul a zis: degeaba mă umblu cu tine, așa nu pricep. Măcar lămurește-mă cu cele de până aici și să am și eu puțin experiență. De ce a murit vaca la sărac? Zice: a, fiindcă eu am observat că vaca era bolnavă și s-ar fi îmbolnăvit copiii dacă beau lapte așa. Eu lucrez în colaborare cu alți îngeri și ei s-au dus prin sat și au pus în inima oamenilor sensibilitatea să-l ajute pe sărac și în câteva zile o să fie cu o vacă mult mai bună, cu vițel cu tot. Asta e bun. Da, da, aia cu zidul, cu boierul, aia tot nu-i bun. La care îngerul spune: aceea e și mai simplu de explicat. Acolo era o comoară și dacă mai luau câteva pietre, dădeau de comoară și comoara o păstrăm pentru altcineva. Lui destul cât i-a dat Dumnezeu. Nici asta n-am înțeles. Pentru că lucrurile în fond și la urmă mi se explică foarte ușor. Numai că noi nu suntem în posesia acestor informații și întrebăm până uităm de noi sau până facem prostii. Pentru ce? În primul rând, să ne ferim de riscul de a lua pe Dumnezeu la rost și de a ne feri să punem la îndoială dragostea Lui și înțelepciunea Lui.
Aș spune, în primul caz, cel cu vaca săracului a fost pe rol dragostea lui Dumnezeu. Cel de-al doilea caz cu comoara a fost pe rol înțelepciunea lui Dumnezeu. În al doilea rând, vreau să observăm din Scripturi că scopul răspunsurilor divine, deci atunci când Dumnezeu se decide să dea un răspuns, are de-a face cu împlinirea planului Lui. Noi să ne bucurăm că în acest plan al Său etern e cuprinsă și mântuirea noastră. De aici decurge avantajul nostru. Numai că și aici există posibilitatea, riscul de a nu înțelege modalitatea prin care Dumnezeu răspunde. Adică ceea ce face Dumnezeu are de-a face cu un plan al Lui. El este astăzi, este ajuns cu organigrama în punctul X. Și trebuie să-și continue graficul cu lucrările sale ce are în plan. Asta face Dumnezeu. Ce noi nu înțelegem e ceva ce face Dumnezeu după planul Său. Dar se pune problema când ne va răspunde sau în felul în care ne răspunde, vom pricepe? Nu vi s-a întâmplat la școală să vă explice profesorul o teoremă la matematică? Stai să te uiți, vezi, auzi, dar dacă nu ești bine pus la punct cu materia până atunci, ai priceput cât cei ce nu au fost la școală. Te mai alegi cu dureri de cap. Iată ce scrie Elihu în cartea Iov, citim capitolul 33 de la versetul 14. Și să fim atenți la modalitățile prin care Dumnezeu vorbește. Iov 33 cu 14. Dumnezeu vorbește însă când într-un fel, când într-altul. Dar ascultați ce scrie mai departe. Dar omul nu ia seama. Deci s-ar putea Dumnezeu să ne fi răspuns, dar noi n-am observat. N-am fost pe fază. El vorbește prin visuri, prin veni din noapte, când oamenii sunt cufundați într-un somn adânc, când dorm în patul lor. Se pare că atunci uneori este mai disponibil ca ziua. Atunci le dă înștiințări, le întipărește învățăturile lui, ca să abată pe om de la rău, să-l ferească de mândrie. Vedeți, Dumnezeu are scopurile lui. Se păzească sufletul de groapă, viața de loviturile săbii și prin durere este mustrat omul culcușului când o luptă necurmată îi frământă oasele. Mie mi s-a întâmplat, aveam niște întrebări legate de probleme teologice, asta este o altă lecție, și într-o noapte când aveam niște dureri în trup, eram plecat undeva în misiune, atunci mi-a dat Dumnezeu un vis și mi-a răspuns, interesant. Citesc mai departe. Scrie aici de la versetul 23, dar dacă se găsește un înger mijlocitor pentru el, pentru om, unul din miile acelea care vestesc omului calea pe care trebuie să o urmeze, Dumnezeu se îndură de el și zice îngerului, izbăvește-l să nu se pogoare în groapă, am găsit un preț de răscumpărare pentru el. Și starea acelui om se reface. Și textul continuă în felul acesta, scrie apoi de la versetul 29, iată acestea le face Dumnezeu de două ori, de trei ori omului ca să-l ridice din groapă și să-l lumineze cu lumina celor vii. Ia aminte, Iov, și ascultă-mă. Așadar, să fim atenți la felul în care Dumnezeu vorbește. Poate vorbi prin fenomenele naturii. Un frate din Oradea se ruga, Doamne, vreau să te văd, vreau să văd un înger. Curios, neapărat. Și-a povestit că în timp ce el se roga, oarecum supărat că Dumnezeu întârzie să se prezinte la întâlnire, tot dimineață când s-a grăbit să meargă la serviciu, l-a lovit o mașină, l-a proiectat vreo 10 metri prin aer, n-a avut nicio fractură, dar imediat numai acolo i-a sărit gândul și a zis, în veac nu-l mai întrebe Dumnezeu unde-i. Că așa mi s-a arătat. Și a zis, bine, puteam să mor. A fost proiectat așa ca un arc, așa ca un bumerang. Trezit înapoi pe trotuar după ce a făcut o tură puțin prin vânt. Pentru că Dumnezeu poate vorbi într-un fel sau altul. Vom lua noi seama? Moare unul lângă tine și îți vorbește Dumnezeu ție. De regulă Dumnezeu cu un drum rezolvă mai multe treburi. Și noi trebuie să înțelegem atunci. Sau așteptăm să ne mai explice altă dată. Câte astfel de fenomene se facă Dumnezeu până și noi pricepem despre ce este vorba. Adesea când Dumnezeu se justifică, ajungem să ne pară rău că am întrebat. Asta rezultă foarte clar de aici din Iov, citesc din capitolul 38. Era mai bine dacă Iov n-a păcătuit el
cum a vrut diavolul, dar totuși, cu întrebările, și-a cam dat drumul. Și zice în Iov 38:2, cine este acela care mi-întunecă planurile prin cuvântări fără pricepere? Cu alte cuvinte, Iov, dacă tăcea, era mai priceput. Și le-a Dumnezeu la întrebări și mă spune, pare rău, nu trebuia să spun asta. Uneori ne grăbim și pe oameni să-i întrebăm de ceva ce nu înțelegem, când colo, de fapt, dacă stăteam liniștiți, pricepeam de la sine. Se spune că l-a întrebat odată un membru al unei gărzi de patrulare pe un rabin evreu, unde te duci? Evreii, cum au stilul lor, zice, nu știu. Ăsta supărat, îl duce la postul de gardă și îi administrează câteva lovituri. Și la urmă zice, să te înveți să răspunzi. La care rabinul îi dă replica și spune, ce știam eu că ajung aici? Și dacă mai fi întrebat de unde vin, asta spuneam, dar întreb și tu unde mă duc. Cine știe ce se întâmplă, pe unde mi se vor duce căile? Mi-amintesc odată, mi-am programat pentru o seară mai multe evenimente și am plecat până la Cuvin. S-a defectat mașina și toată seara aia am fost planton acolo lângă mașină până a venit să mă tracteze. Pentru că orarul nostru nu e apărat. Sunt în proverbe, planurile le face omul, dar ce va fi asta, Dumnezeu decide. Scrie aici în capitolul 40, versetul 41, versetul 10 și 11, nimeni nu este de îndrăzneț ca să-l întărâte. Cine mi s-ar împotrivi în față, trece Dumnezeu în acest rol? Cine va putea, 11, cui sunt dator ca să-i plătesc? Sub cer totul este al meu. Deci, întrebările noastre trebuie să-și aibă măsura, ca nu cumva să ne dăm seama că am pus întrebarea greșit, cum se întâmplă uneori când nu înțelegem câte ceva. Să nu zâmbiți, dar vă dau un exemplu. Să știți că noi, în raport cu Dumnezeu, cred că îi vine mult mai des să râdă față de noi. Îmi povestea tata că au venit niște excursioniști la noi în Apuseni și au văzut o pereche de boi la car și se tot uitau pe o parte și pe alta. Știți ce au întrebat? Dar pe unde dau lapte? Deci, știți, boi, dragă, nu-ți faci. Dar uite, oameni mari, probabil la oraș nu puteau să facă bine deosebirea între mascul și femele. Dar noi uneori punem întrebări în raport cu Dumnezeu și cred că suntem mai de râs. Pentru că întrebăm ca niște copii. În al treilea rând, vreau să înțelegem că lucrările lui Dumnezeu se explică unele pe altele. Așa, în lanț. Una o indică pe cealaltă. Și spunea Dumnezeu, Ieremia, capitolul 30:24, consemnează aceste cuvinte. Mânia aprinsă a Domnului nu se va potoli până nu va împlini și va înfăptui gândurile inimii lui. Și v-am spus că totul e după un plan. Acum partea noastră. Veți înțelege în totul lucrul acesta în cursul vremurilor. În timp le înțelege. Și vreau să vă dau ca exemplu două situații din Scripturi. Spuneți-mi, vă rog, nu era natural, am spune noi, ca Iosif să pună o serie întreagă de întrebări. Doamne, am fost cel mai bun copil acasă și am ajuns rob. Și frații mei vorbesc cum vorbesc, mint pe tata, au vârtelile lor și poftim. Sunt acasă, cu moștenirea lui Avram și a lui Isaac. Și aparent așa se părea că tot ce-a promis Dumnezeu lui Avram rămâne la derbedește. Și el, singur băiat serios, rob în Egipt. De asta e numai capitolul 1, urmat capitolul 2. Îi pune pe picioare casa lui Potifar, că toate au început să fie pe profit, totul era bine, pe nedrept ajunge în închisoare. Pentru ce, Doamne? Păi întreabă-L pe Dumnezeu, că era cu el acolo, așa scrie de mai multe ori. Domnul era cu el. Capitolul 3. Mai face bine la unul? Și ăsta 2 ani nu și-a ce aminte de el. 2 ani, oameni buni, 700 de zile, să uiți. Cu ce ocazie a ieșit din închisoare.
cine ți-a adus vestea, bucuria aceasta. Pentru ce? Au avut însă toate explicații mai târziu. Da. Evenimentele se explică unul pe celălalt. Și dacă nu avem răbdare, atunci este ca și cum am merge prin luna mai la un măr și spune, băi, dar mici mere ai, stai că de-abia a făcut flori. În grădină, nu mai știu cine mi-a adus doi meri, subțiri, așa, ca unul altoi mic. Eu am crezut că sunt sălbatici. Era în vremea când nu mă pricepeam încă bine să altoiesc, am altoit pe ei de vreo două ori. Nu s-au prins foarte bine că nu s-au prins. Până la urmă i-am lăsat așa, am abandonat. Ei, unul din merii aceia s-a făcut acum mare, anul ăsta a fost o două, trei găleți de mere a avut, așa ca pumnul, dar vreo 10-20 au rămas până acum și tot a fost în grădină. Niște mere din alea acum numai calitatea întâi găsești, cât un pumn așa de bărbat, roșu, frumoase. Când mă uit, măi zic din mărul ăsta, ce bine că nu l-am putut altoi. Pentru că a trebuit să aștept. Și acum mi-a părut bine că nu s-a prins altoiul. Dumnezeu a ținut cu mine că mărul din care am vrut eu să-l altoiesc, care mere mai mici ca asta. Nu le înțelegem până la vremea lor. Iată ce scrie în Psalmul 105, referitor la Iosif. De ce lucrurile au derulat așa? Citim de la versetul 17. Le-a trimis înainte pe un om, Iosif a fost vândut ca rob. Până la vremea când s-a întâmplat, i-au strâns picioarele în lanțuri, l-au pus în fiare, până la vremea când s-a întâmplat ce vestise el și până l-a încercat cuvântul Domnului atunci, împăratul a trimis să-i scoată lanțurile și stăpânitorul poporului l-a izbăvit, l-a pus domn peste casa lui și dregătorul tuturor averilor lui, ca să lege după plac pe domnitorul lui și să învețe pe bătrânii lui înțelepciunea. Toate și-au avut rostul până la urmă. Un alt caz îl întâlnim în Cartea Esterei. Când te uiți la felul în care curg evenimentele, îți vine să zici că Dumnezeu lucrează, a ajuns Estera regină, pe de altă parte îți vine să spui, stai că Dumnezeu a scăpat situația sub control. Uite, s-a pornit un pogrom împotriva poporului Dumnezeu. Cel mai vizat, Mardoheu, care a făcut bine și la rege, dar se uitase, a făcut bine și la regină, că doar el a crescut-o, a educat-o. Culmea, în noaptea dintre cele două speții, Haman cu soția și prietenii săi plănuiește pe a doua zi dimineața spânzurarea lui Mardoheu. Știți ce îți vine să spui? Ce ți-ar fi venit să spui în momentul acela? Estera cea era ta dacă îi spunea ieri. Uite acum ce faci. N-ai putut și tu să-i spui ieri. Să-i fi dat răspunsul la prima, în prima zi de ospăț, că doar știi că împăratul te-a întrebat. Și ea lasă pe a doua zi. Dar n-a fost mai interesant a doua zi. Ba da, că a trebuit întâi Mardoheu să facă și el o ultimă lucrare, nu? Să-și merite mâncarea de mai târziu, cât a mai mâncat-o. A trebuit să-l plimbe, pentru că așa a fost mai mare lucrarea lui Dumnezeu. Dar până nu se așează toate, numai că nu pricepem. Lucrările lui Dumnezeu se explică în timp, unele pe altele. De aceea Iob spunea în finalul discuției și cartea se încheie pentru că el nu mai are nimic de comentat. Iob, capitolul 42, versetul 1. Iob a răspuns Domnului și a zis, știu că tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Dumnezeu vorbește, cine este acela care nebunea să-mi întunece planurile? Răspunde Iob, da, am vorbit fără să le înțeleg. De minuni care sunt mai presus de mine și pe care nu le pricep. Versetul 5, urechea mea auzi vorbind de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut, de aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Așa se explică lucrările lui Dumnezeu și cum scrie Pavel acel frumos verset Romani 8:28, că și toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Așa lucrează ele împreună. Una o ajută, o implică pe cealaltă. Mi-am notat aici și niște versuri. Dacă am putea să întredeschidem porțile vieții, să stăm înăuntru și să vedem tot ce lucrează Dumnezeu,
Am putea interpreta toate aceste îndoieli și lupte și pentru fiecare mister am putea găsi o cheie. Dar nu astăzi. Deci fii mulțumită, dragă inimă, planurile lui Dumnezeu se desfac pe crinii puri și albi. Noi nu trebuie să rupem frunzele care acoperă complet floarea. Timpul va descoperi într-o zi florile de aur. Și dacă prin trudă, cu răbdare, vom ajunge în țara în care picioarele obosite, cu sandalele desfăcute se pot odihni, când vom cunoaște și vom înțelege limpede totul, cred că vom spune, Doamne, ai știut mai bine. Să ne ajute Domnul până atunci să rămânem credincioși și în lucrurile care nu le înțelegem. Pentru că, repet, există riscul să îl mustrăm pe Dumnezeu, când de fapt noi trebuie să ne încredem în dragostea și înțelepciunea Lui. Noi trebuie să știm că ce face Dumnezeu are de-a face cu planurile Lui, nu cu gândurile noastre, iar ce putem noi pricepe din ce nu înțelegem, asta are de-a face cu timpul. Pentru că lucrurile lui Dumnezeu se explică unele pe altele. Și un ultim aspect, există oameni abilitați de Dumnezeu în explicarea unor lucruri încâlcite. Oameni cu care e bine să ținem legătura. Aceștia pot să fie profeți, oameni care au vedenii, dar de înțelepciune, dar de cunoștință. Cartea Daniel, capitolul 1, ne dezvăluie faptul cum Dumnezeu a dat acestui bărbat abilitatea de a intra în taine grele. Daniel 1:17. Dumnezeu a făcut pe Daniel priceput în toate vedenile și în toate visele. Știți ce au spus în capitolul 2 când a fost vorba de visul împăratului Haldei? Asta nu poate nimeni să-ți răspundă, numai zeii. Dar numai că zeul cel mare, Dumnezeu, avea un om. Și când i-a răspuns, Daniel se roagă și zice în versetul 22 din capitolul 2, el descoperă ce este adânc și ascuns. El știe ce este întuneric și la el locuiește lumina. Pe tine, Dumnezeu, părinților mei, te slăvești și te laud că mi-ai dat înțelepciune și putere și mi-ai făcut cunoscut ce ți-am cerut, că și mi-ai descoperit taina împăratului. Capitolul 5, un alt împărat care din nou este nevoit să apeleze la Daniel. Dar noi trebuie să avem astfel de oameni în adunare și să ne folosim de harul, dreptul care l-au ei de a avea acces, cel puțin în parte, în tainele lui Dumnezeu. Daniel, capitolul 5, citim de la versetul 8. Toți înțelepți împăratului și au intrat, dar n-au putut nici să citească scrisoarea, nici să o tâlcuiască. Vă dați seama. Versetul 10, îi spune împărăteasa. În împărăția ta este un om care are în el Duhul Dumnezeu celor sfinți și pe vremea tatălui tău s-au găsit la el lumini, pricepere și o înțelepciune dumnezeiască. Versetul 12. Și anume, pentru că s-a găsit la Daniel, numit de împărat Belșațar, un duh înalt, știință și pricepere, putință să tâlcuiască visele, să lămurească întrebările grele și să deslege lucrurile încâlcite. Labirinturi. Și Daniel avea darul acesta de la Dumnezeu. Îi zice împăratul în versetul 16, am aflat că tu poți să tâlcuiești, să dezlegi întrebări grele. Versetul 17, Daniel a răspuns, în dat împăratului, țineți darurile, totuși voi citi împăratului scrierea și o voi tâlcui și îi ține o predică, apoi îi dă explicația. O altă referință, cartea a doua cronicilor, capitolul 26, ne-l prezintă în sinteză pe regele Ozia, care a progresat mult față de predecesorii săi în diferite domenii. Și există o explicație a succesului său, 26:5, a căutat pe Dumnezeu în timpul vieții lui Zaharia, care pricepea vedenile lui Dumnezeu. Și în timpul când a căutat pe Domnul Dumnezeu, l-a făcut să propășească. Deci este bine să stăm aproape de Dumnezeu, ca măcar ceea ce poate să ne spună, în sensul că putem primi, să avem oamenii prin care să ne transmită, iar noi să avem înțelepciunea să putem pricepe. Încheiem, afirmând încă o dată că Domnul este Cel ce știe și dispune totul. De aceea este corect să-L întrebăm pe El și să ne ferim toată viața de apel la oameni și cu atât mai mult la domeniul ocult. Vrăjitorii sau alte forme, există și pe internet diferite uși negre de a avea noi acces la taine.
Unii vor să știe cât să trăiască, alții vor să afle nu știu ce și nu știu cum. Zicea profetul Isaia, capitolul 8, versetul 19 al cărții sale, și atenție, frați și surori, sunt lucruri pedepsite drastic de Dumnezeu dacă cerem informații în altă parte. Isaia, capitolul 8, versetul 19. Dacă vi se va zice, întrebați pe cei morți, pe cei ce cheamă morți și pe cei ce spun viitorul care șoptește și bolborosește, răspundeți. Nu va întreba ori un popor pe Dumnezeul său? Va întreba el pe cei morți pentru cei vii? Deci nu este corect să întrebăm în altă parte, dacă avem Dumnezeu, să-L întrebăm pe El. Și un ultim aspect, rugăciunea pentru înțelegerea întrebărilor grele trebuie să ne conducă în prezența înțelepciunii divine. Adică să înțelegem cum răspunde Dumnezeu, să putem să acceptăm răspunsurile. Dumnezeu uneori ne poate spune, dar vom putea noi să suportăm răspunsul? Și de asemenea să înțelegem când sunt lucruri care se descoperă numai la vremea lor, ca să fie frumoase. Despre una din nunțile de anul acesta aflasem cu câteva luni mai repede. Și mi-a făcut plăcere să tăinuiesc. Și când Mirle a venit și a anunțat cu familia, s-a văzut oarecum că nu eram surprins și atunci am spus, da, am știut. Și de ce n-ai spus? Fiindcă trebuia să-i las bucuria aceasta celui ce se căsătorește. De ce să-i știrbesc eu din bucuria lui, spunând înainte, oh, știu că sunt soară cu dar. Nu, bucuria asta trebuie să rămână a lui. Și când o spune el, este o bucurie și pentru cei ce aud. Deci Dumnezeu când dă răspunsuri, știe cum să le dea sau știe de ce încă nu le dă. Și încheiem explicând ceea ce am spus acum la urmă cu Daniel 12. Daniel a fost un om care a avut acces la tainele lui Dumnezeu, dar nu la toate. 12:4. Tu însă, Daniel, ține ascunse aceste cuvinte și pecetluiește cartea până la vremea sfârșitului, atunci mulți o vor citi și cunoștința va crește. Versetele 8 și 9. Eu am auzit, dar n-am înțeles. Cum, Daniel n-a înțeles? Da. Și am zis, Domnul meu, care va fi sfârșitul acestor lucruri? El a răspuns, du-te, Daniele, căci cuvintele acestea vor fi ascunse și pecetluite până la vremea sfârșitului. Am întrebat, cum la Daniel, un om prea iubit și scump, nu i-a răspuns? A zis, Daniele, hai că ți-am spus destule. Astea te privesc pe tine, celelalte rămân împachetate în seiful cărții sfinte și la vremea potrivită dăm cheia la cineva, descuie și o să aibă mai mulți acces. Cunoștința va crește. Merită un asemenea Dumnezeu să fie lăudat. La El să venim cu întrebările noastre când nu înțelegem și sfioși pe genunchi să ne rugăm, Doamne, când vei răspunde, dă-ne pricepere să înțelegem. Iar ce încă nu răspunzi astăzi, înseamnă că vrei să fabrici mâine un răspuns mult mai frumos, mai luminos. Și când vom ajunge sus în cer, când la judecată peste toate se va trage linie și răsplățile ne vor fi atribuite, vom ajunge să spunem așa cum zicea acel om la cărui versuri le-am notat, vom zice, Dumnezeu a știut mai bine, slăvit să fie în veci, amin.